modernizat, este un stat de 340 de metri, va fi modernizat așa fel încât oamenii aceia să coboare pe opții normale. Revertând la stadiul de lucrărilor de școli, vreau să vă asigur că la acest 1 septembrie absolut toate lucrările de școli vor fi finalizate. Avem o lucrare mare la școala generală 5 și, după cum vedeți deja, a făcut și exteriorul, a făcut acoperișul, mai avem puțin lucrări la acoperiș. S-a făcut de izolație termică în spate, am uitat și la sala de sport, toate firele alea alternate, că erau zeci de fire alternate, au fost redirijate. Deci este o baratată adevărată școală de muzică. La celelalte școli s-au făcut când de aici prezentăm câteva situații. Mă refer la liceul Olchim, se lucrează, am alocat o sumă importantă de 3 miliarde de lei pentru realizarea instanțelor de cultură. Știți, acolo câțiva ani, 5 ani de zi de la cultură. Mai avem la Ferdinand, la Dita Sarat, absolut de școli, la Colegiul Dumnezeu cel Bătrân, la General Bachet, la Helicoantă, la Energetic, foarte, foarte, absolut de școli, am fost solicitări, s-a început cu plăbile și sunt într-o convoție foarte mare realizată. Vreau să spun că am demarat și procedura de expropiere pentru reința Domn Casimo, așa cum am promis, de vis-a-vis. Sper că ședința Consiliului Local să vă dăm spre aprobare, să devină valoarea evaluatorului și să vă dăm spre aprobare în Consiliul Local, așa că trebuie să putem intra la etapa a doua, anume demolare și să ne modelăm această zonă. Ieri a finalizat reparația parcului din fața Casei Sindicatelor. Au fost înlocuite cele vechile flori, puse flori, puns, schimbat sistemul de iluminat, 20 de becuri, în cealaltă 4. Tot de-a sosit proiectul de la Arena de Trăgătate, cel mai scurt timp, vom publica pe SEA pentru o licitație pentru modernizarea Arena de Trăgătate. Deci ne-am propus ca în anul viitor să fie finalizată, să fie finalizată această lucrare. Deci zilele următoare va fi scoasă la licitație. Sistemul de bilete de la ETA, mai era vigoare de la ETA,